13 pasageri moldoveni au trecut prin momente de groază după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat aseară în raza localității Vasluiene, Crețești, România. În primele informații, o singură persoană ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, iar potrivit presei de peste Prut, accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei neadaptate la carosabilul înzăpezit. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvatori, dar și ambulanța pentru a acorda primul ajutor. Un microbuz de model Mercedes, înmatriculat în Republica Moldova, având la bord 13 persoane, inclusiv conducătorul auto, a derapat de pe traseu și s-a inversat. În consecință, o persoană s-a ales cu traumatisme, fiindu-i acordat ajutorul medical fără a fi spitalizat. Microbuzul în care se aflau moldovenii venea dinspre Crasna și se îndrepta spre Vama Albița. După accident, pasagerii au fost preluați de un alt microbuz și transportați în Republica Moldova. Autoritățile române atenționează că județul Vaslui se află sub cod galben de Ninsoare și Viscol, astfel că pe mai multe drumuri se circulă cu dificultate.